Județul Mehedinți va fi de acum mai curat. Cu banii obținuți din fonduri europene, autoritățile județene au implementat un proiect destinat colectării deșeurilor într-un sistem integrat. Cu această ocazie au fost achiziționate mii de pubele, recipienți, containere speciale, dar și zeci de utilaje care vor acționa pe raza localităților mehedințene. Deșeurile menajere de pe raza județului Mehedinți vor fi colectate în sistem integrat. În fiecare localitate vor exista rampe de transfer de unde vor fi preluate toate resturile menajere și duse apoi la o stație centrală mecanică și biologică construită la Malovăț. Va intra în zona de recepție, după care din zona de recepție, cu ajutorul unui încărcător frontal, este dusă la partea de tratare mecanică, după mecanică ajunge la tratare biologică. Lucrările la stația de la Malovăț sunt aproape finalizate. Utilajele achiziționate în cadrul acestui proiect au fost testate în prezența reprezentanților Consiliului Județean Mehedinți. Aici suntem la Malovăț, la centrul de management al deșeurilor, care valorează aproape jumătate din valoarea totală a proiectului. Investiția realizată aici la Malovăț este în proporție de 99% finalizată. Constă în trei stații și anume avem stație de tratare mecanică, ați văzut-o mai devreme acolo, avem stația de tratare biologică, iar aici suntem la stația de desortare a deșeurilor reciclabile. Tot în cadrul proiectului au fost achiziționate peste 8500 de pubele, 3500 de recipienți, 9 autocamioane, dar și zeci de containere speciale pentru transportarea deșeurilor periculoase sau voluminoase. În perioada următoare, reprezentanții autorităților județene din Mehedinți vor organiza și o campanie de informare în rândul cetățenilor cu privire la noile achiziții.